Mulțumesc pentru invitație. Este o plăcere și o onoare să particip la acest al doilea forum, având în vedere că am participat și anul trecut. Și așa cum spunea și domnul deputat Dobrunișe, sunt o serie de progrese indiscutabile față de momentul în care se desfășura forumul anul trecut. Am dorit ca astăzi să vă prezint împreună cu colegul meu, Filip Stocoaser, de la CSIS, câteva din experiențele, să spun, părți de trading din CSIS și implicarea în această industrie a energiei regenerabile, având în vedere însă că ieri a fost prezentat în extenso un film cu activitatea, hai să spunem, tehnică de construcție, de punere în funcțiune a centralei eoliene sau parcului eolian al CES, nu o să reluăm acest lucru. Aș vrea doar să vă spun câteva lucruri, cum este implicată partea de trading. Știți că cele două produse care generează veniturile unei companii REMI sunt energia electrică și certificatele verzi. Modelul adoptat de CES, care este mai mult sau mai puțin adoptat de marile companii, este ca personalul de la ferma eoliană să se ocupe doar de exploatarea și de operarea fermei eoliane, iar celelalte activități să fie externalizate și trecute în sarcina unor companii specializate. Partea de trading din grupul CES se ocupă așadar cu vânzarea energiei electrice și a certificatelor verzi. Pentru vânzarea energiei electrice am adoptat modelul clasic de preluare pe bază de contract a energiei electrice, iar pentru partea de certificate verzi s-a adoptat un model de brokeraj, în sensul că partea de trading efectuează servicii pentru serviciile de vânzare, sau tot ceea ce este legat, nu numai vânzarea, serviciile, relația cu Transelectrica, cu OPCOM, cu ANR, tot ceea ce ține de certificatele verzi. Și pentru acest lucru suntem remunerați cu un FIP corespunzător numărului fiecărui certificat. Deci, respectiv, se înmulțește cu numărul de certificate verzi. De ce am adoptat acest model de brokeraj și nu modelul clasic care este cerut acum, în special de bănci, de BPA? Pentru că la momentul în care am început noi activitatea, în urmă cu 2 ani, nu era permisă revânzarea certificatelor verzi. Legislația prevedea ca posibilitate de vânzare doar de la producător, la furnizor, la consumatorul final. Și atunci am adoptat acest model de brokeraj pe care l-am păstrat. Am considerat că nu este necesar să schimbăm, mai ales că nu mai erau niște probleme de finanțare. Trebuie să vă spun că din totalul de anul acesta, din totalul de aproximativ 3.100.000 de certificate verzi emise la nivelul întregii țări până în luna iulie inclusiv, CES a primit sau are produs energie care a fost remunerată cu vreo 870.000 de certificate verzi, adică aproximativ vreo 25% din, sau ceva mai mult de 25% din totalul certificatelor verzi. Dacă lucrurile au mers bine până acum și suntem încă și anul viitor acoperiți de un contract, probabil că lucrurile vor cunoaște destul de multe schimbări, având în vedere impactul noi legea energiei electrice în viitor. Sau sperăm noi să modificăm legea astfel încât să nu fie nevoie să schimbăm toate procedurile. Știți că legea energiei electrice, legea 123, are, din punctul nostru de vedere, vorbesc acum și ca președintele Asociației Furnizorilor de Energie Electrică, 3 probleme deosebite care pot avea un impact major asupra sectorului energiei electrice, prin articolele 23, respectiv 28. Le-aș lua într-o ordine aleatorie, dar destul de importante. Primul lucru este că prevederea din articolul 23, conform căreia toate tranzacțiile trebuie să fie în mod centralizat, care, mă rog, nu este foarte clar definită, fiind introdusă pe ultima sută de metri, această prevedere de centralizare nu este clar definită, blochează activitățile de import-export. Este un impact deosebit de neplăcut și va trebui să îl avem în vedere astfel încât să se soluționeze. Al doilea aspect deosebit de neplăcut este legat de greu sau obstacole care se duc în activitatea de trading, datorită eliminării, iarăși aș spune, a contractelor bilaterale negociate direct. Sigur că a fost o rațiune pentru a se elimina, să zicem, acel concept de UPS de șterți, dar nu are nicio legătură cu acest lucru, pentru că tranzacțiile s-au efectuat
pe platforme .com și sunt încă sub incidența unor analize la Comisia Europeană, care, mă rog, dacă avem în vedere, cel puțin cazul cu Michael Spiru, deja există o decizie preliminară de ajutor de stat. Așadar, prevederea de a se face totul centralizat nu elimină nici de departe problema băieților de sex. Și, în sfârșit, ultima problemă, care este cea legată de activitatea noastră de astăzi, este cea a imposibilității de a se semna contracte negociate direct pe termen lung, cunoscute ca BBA, sigur, poate e impropriu spus BBA, dar este vorba de aceste contracte, care se permite finanțarea proiectelor. Din punctul nostru de vedere, activitatea este total blocată, atâta timp cât nu se pot semna aceste contracte, dar fiind că băncile solicită imperativ existența unor asemenea contracte, atât pentru energie electrică, cât și pentru certificatele verzi. Având în vedere această parte a doua, referitoare la, eu știu, posibilitățile de a continua activitatea, o viziune a modului în care grupul CES dorește să desfășoare activitatea, o să rog pe colegul meu, Filip Ștorvoasă, să prezinte, pentru a avea, eu știu, o vedere mai de ansamblu, având în vedere că Filip este manager de proiect pentru România pe aceste probleme, lucrează în departamentul Origination din Praga, care are în sarcine printre altele și acest tip de activități. Mulțumesc mult și rog pe Filip să continue.